dragi prieteni, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Pentru Noi Femeile. Sunt Rodica Baciu și, alături de invitații mei, vă așteptăm de această dată în studio cu colacii tradiționali de Crăciun. Suntem în ajunul Crăciunului și e bine să ne focalizăm pe ultimele pregătiri, astfel încât sărbătoarea care urmează să fie una adevărată. Alături de mine în studio se află familia de onoare a emisiunii noastre, familia Fărăgău, Beni și Nora din Cluj-Napoca. Am spus familia de onoare pentru că eu și telespectatorii fideli își amintesc că prima noastră emisiune a avut-o ca invitată pe doamna Nora Fărăgău, pe atunci încă mai profesați ca și cadru didactic la Liceul Creștin din Cluj-Napoca, și am avut o temă despre cum să ne pregătim pentru noul an școlar. Asta a fost de mult. A fost de mult, dar iată-ne sănătoși și împreună după mulți ani și telespectatorii abia așteaptă să audă lucruri noi despre dumneavoastră. Și mă bucur că sunteți alături de soțul dumneavoastră în studio și bineînțeles că lumea îl cunoaște tot de la Credo, ca și binecunoscutul nostru profesor de teologie care ne învață din Cuvântul lui Dumnezeu. Frate Beni, mulțumesc că ați acceptat să veniți la o emisiune pentru femei. Cu bucurie, nu știu ce caut aici, dar dacă e pentru femei. Este mai mult despre femei, dar lumea nu poate fi în alb-negru. Femeile nu pot funcționa în afara familiilor. Ele sunt mame, ele sunt soții, sunt bunici. Ele sunt în biserică, după unele statistici, mai multe decât bărbații, așa că sunteți la locul potrivit. Acum, suntem în prag de sărbătoare și deja e peste tot prezent acest spirit al Crăciunului, podoabe, luminițe. Se așteaptă oamenii să aibă în fiecare an o bucurie, să fie ceva frumos, deși se întâmplă unii să experimenteze o tristețe mai adâncă, o dezamăgire, o durere. Oare de ce? Îmi pare rău că încep cu această întrebare mai tristă, dar aș vrea să plecăm de la realitatea lucrurilor, pentru că în fiecare an auzim că cineva s-a sinucis de Crăciun sau cineva n-a vrut să primească pe nimeni. Există și aceste contraste între straiele strălucitoare și trăirile interioare ale unora foarte întunecate. Cine începe, Nora? Eu zic că tu. Rodica, spune tu. La alegere. Să deci, ne simțim ca și în familie. Cine începe și acasă, primul sau prima? Depinde în ce situație. Dar întrebarea ta mi se pare foarte bună. Pentru că nu poți sărbători cu folos dacă n-ai înțeles ce-i sărbătoarea. Și eu cred că de aici pleacă toate problemele noastre. Dacă m-aș întoarce înapoi la rădăcinile sărbătorilor în Vechiul Testament, erau două condiții pe care Dumnezeu le pune încă dintr-un început. Sărbătorile sunt ale Domnului, deci cel sărbătorit trebuie să fie Domnul și sărbătoarea trebuie să fie cu adunare sfântă. Cu alte cuvinte, nu mă pot izola să sărbătoresc, nu mă pot închide în casă să nu primesc pe nimeni, ci trebuie să o fac în familie și, dacă se poate, în familia largă a poporului lui Dumnezeu, avându-l în centrul sărbătorii pe cel sărbătorit. Ori, când cel sărbătorit dispare, este ca și cum ai avea o coajă fără miez. Și de aici apar toate frustrările noastre. Pentru că cojile se termină, straile de care ai vorbit tu le uităm, le dezbrăcăm, lumea se întoarce sau societatea înapoi în tiparele ei cotidiene și ne pomenim cu sufletul gol, pentru că cel care ar fi trebuit să umple sufletul nostru n-a fost acolo în sărbătoare. Și eu cred că de aici pleacă esența acestor dezamăgiri sau neîmpliniri, din faptul că lipsește cel singurul care ne poate împlini golul lăuntric. Lipsește Domnul Iisus Hristos. Cu ani în urmă, Beni vorbea din Cartea Levitic, în biserică, și s-a întâmplat să fie chiar înainte de sărbătoarea Crăciunului.
Și deși au trecut 20 și ceva de ani, țin minte și acum unde am stat în biserică și modul în care am fost cercetată și știu că atunci acolo am luat o decizie în rugăciune să schimb total modul meu de sărbătorire. Pentru că mi-am dat seama cauza atâtor frustrări și oboseli și supărări și chiar certuri între noi înainte de sărbători. Noi nu sărbătoream așa cum spune cuvântul. De fapt, ce-mi sărbătoream eu? Casa, să arate bine. Și atunci lucram până în ultimul moment. Poate prăjiturile care, trebuie să spun că de foarte puține ori îmi reușeau. Sau și atunci când îmi reușeau, nu aveam colindători. Și le aruncam. Pe vremea aceea trebuiau făcute neapărat că nu aveai de unde să cumperi, deci era... Nu, asta nu-i... Acum nu cumpăr, acum aș avea de unde să cumpăr și tot nu cumpăr. Și toate astea, pe urmă, stresul acela cu cadourile. Și domnul așa m-a mustrat și am zis, eu vreau în familia noastră să fie sărbătorit Domnul. El să fie centrul sărbătorii. Acum, astea nu vreau să spun că nu așa se sărbătorește, doar știam, eram de atâta timp creștin. Dar focalizarea noastră nu era pe Domnul, era și El pe undeva, ci era pe toate pregătirile astea de care aminteai. Ei, s-au schimbat lucrurile, s-au schimbat regimul, în loc să ne întoarcem toți la Domnul, dimpotrivă, și mai mult ne împodobim casa, și mai mult ne stresăm cu lucrurile astea materiale și până la urmă, astea nu ajută pe nimeni. Le putem face în orice altă zi. Dar am putea lăsa sărbătoarea nașterii Domnului să fie ceea ce Dumnezeu ar vrea să fie. Încă mai există și astăzi în biserici femei care vorbesc între ele, cum și-au împodobit pomul la început sau la sfârșit de program, pentru că ne întâlnim acolo, și de multe ori se mai trage încă concluzia mare oboseală și cu sărbătorile astea. Cum să facem? Câteva sfaturi practice ca să... Nu știu dacă eu sunt în măsură să dau sfaturi practice, pentru că ți-am spus ce decizie am luat și am simplificat lucrurile cât am putut de mult și îmi convine așa. Eu nu mă leg de cum să sărbătorești, pentru că trebuie să ne punem întrebările pe cine sărbătorim, cum sărbătorim și cu cine sărbătorim. Ei, la întrebarea asta, cum sărbătorești, cred că fiecare trebuie să ne dăm răspunsul în dreptul nostru. Dar ca și femei, rolul nostru este să ne focalizăm pe semnificația sărbătorii. Altfel, este o tradiție care fiecare mai adaugă la cojile ei, fiecare generație, și în loc să transmit copiilor mei mesajul adevărat al acestei sărbători extraordinar, când Iisus a intrat în istoria noastră, Iisus a luat chipul nostru, într-un fel, ca să trăiască ca noi, dar fără păcat, ca să ne poată răscumpăra. Asta trebuie să transmitem copiilor noștri. Ori mai ai energie, mai ai energie când sunt atâtea lucruri de făcut. Și dacă nu le faci, le comanzi toate, dai un telefon și le ai pe toate, curățenie, masă, tot. Și atunci, ce comunic copiilor mei? Ce comunic? Cine se sărbătorește în această sărbătoare? Când eram în America, îmi plăcea să mă plimb înainte de Crăciun, ca să admir luminile și, în fine, așa mai departe. Și țin minte că la capătul străzii unde locuiesc copiii mei, am văzut o pancardă luminată și acolo scria: în această casă îl sărbătorim pe Iisus, nașterea Lui. Și mă gândeam, dar de ce o fi pus-o? Și pe urmă mi-am dat seama de ce. Ca să comunice întregii vecinătăți că în casa aceea Iisus e sărbătorit. Și nu, probabil, cadouri și alte lucruri. Deci rolul nostru ca și femei e foarte important. Pe ce ne focalizăm? Ce transmitem copiilor? Ce se întâmplă în urma sărbătorii? Îl cunoaștem mai mult pe Dumnezeu? Comunicăm mai bine cu Dumnezeu și unii cu alții? Îl iubim mai mult pe El și ne iubim mai mult unii pe alții? Deci să ne facă sărbătoarea, să ne facă mai buni. În Sfânta Scriptură găsim când Domnul Iisus a născut corul de îngeri care a cântat și îmi place așa de mult
acea afirmație, slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Cum să înțelegem din mesajul acesta mai profund? Pentru că e atât de profund, nu cred că am înțeles eu toate valențele, dar aș vrea să văd cum ați înțeles dumneavoastră. Poate că aș începe cu un cuvânt spus înainte de cântecul acesta. Astăzi în cetatea lui David mi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Și cred că întregul Crăciun se învârte în jurul acestui text. Acum, după ce am înțeles această zicere a îngerilor, atunci pricep și cântecul lor de pe din câmpia Betlehemului. Dar dacă n-ar fi păcatul, cu toată robia lui și lanțurile păcatului, probabil că n-am vorbit nici despre nașterea și în mod special despre viața și moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. O altă problemă pe care o văd eu este că dezlegând nașterea de viață și moartea și învierea Domnului Iisus, adică privind secvențial lucrarea Lui, mai ales acum, că noi avem perspectiva întregii Lui vieți, poți sta în jurul ieslei bucurându-te de copilaș și cântându-i Lui. Ori copilașul acela este Dumnezeu întrupat, ne spune Scriptura. Și Dumnezeu s-a întrupat pentru că nu era o altă soluție pentru rezolvarea păcatelor noastre. Și de aceea când îngerul vine și spune astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor, dacă nu înțeleg robia în care mă aflu, dacă nu înțeleg nevoia de mântuitor, nici n-am cum să mă bucur de el. N-am cum să dau slavă lui Dumnezeu și nu pot lăsa împăcarea mea și pacea mea cu Dumnezeu să penetreze relațiile mele și să cuprindă relațiile mele. Și aș putea spune că tocmai în aceste puține cuvinte pe care le găsesc în Evanghelii, acolo este esența sărbătorii. Practic, Dumnezeul nostru, ca să ne mântuiască din ceea ce noi ne-am făcut cu mâinile noastre, prin alegerile noastre, a trebuit să dezbrace slava Lui, să îmbrace un chip de om, să locuiască printre noi plin de har și de adevăr și pe urmă să plătească păcatele noastre ale tuturor. Deci, doar legând ieslea din Betlehem de crucea de pe Calvar, înțeleg într-adevăr semnificația ceea ce noi ne bucurăm să vestim de Crăciun. E foarte frumos ce ați spus, că de fapt, dacă înțelegem toate celelalte metafore, profeții și în comparație cu starea de decădere a omenirii, atunci ne putem bucura cu adevărat. Doar privind un copilaș în iesle, îți transmite o bucurie destul de limitată. Dar când te gândești, de exemplu, mi-a venit acum în minte că acel copilaș, de fapt, este acea piatră care s-a desprins și care a zdrobit chipul acela făcut din tot felul de materiale și că, de fapt, copilașul acela ne-a făcut și pe noi parte, pentru că piatra tot creștea și împărăția lui Dumnezeu, până la urmă, va cuprinde tot pământul. Într-adevăr, bucuria e... Știi, tu faci referire la o profeție din Daniel și aș duce un pic lucrurile mai departe din capitolul 2, unde este imaginea pe care ai amintit-o. Dar în capitolul 7, Daniel vede cum pe norii cerului este adus înaintea lui Dumnezeu unul ca un fiu al omului și lui se dă un mandat să așeze pe pământ o împărăție veșnică. Și mandatul acesta îl primește în lumina profețiilor sau vedenilor pe care Daniel le-a văzut un pic mai devreme, în capitolul 7, unde pe pământ sau din marea cea mare se ridică tot felul de fiare care reprezintă împărățiile acestei lumi. Deci, în contrast cu fiarele care rup totul și mai ales fiara patra care rostește cuvinte de hulă împotriva cerului, Dumnezeu contrapune acestor forțe pământene pe unul ca un fiu al omului. Pentru că împărăția pe care el a venit să o așeze este o împărăție a mielului junghiat și nu este o împărăție a leului care sfâșie. Și poate că aici, dacă vin la ieslea din Betlehem și la copilașul care se naște în ea, la blândețea aceea și inocența și neputința, aș putea spune, aș putea asemăna ieslea cu mielul
junghiat. Și atunci încep să înțeleg câte ceva din ce a pornit Dumnezeu să așeze pe pământul nostru prin trimiterea Fiului Său, dezbrăcat de slava Lui și îmbrăcat în straie de om, îmbrăcat într-un prunc în iesle. Eu cred că Crăciunul trebuie să leg într-un fel de toate profețiile, tu ai amintit doar una, cea din Daniel, dar toate profețiile din Vechiul Testament, pentru că Dumnezeu la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul, care este împlinirea tuturor vorbirilor Lui de până acum. Și atunci, dintr-o dată, sărbătoarea, sau dacă vrei, sărbătoritul, se încarcă cu o semnificație incredibilă, pentru că toată această parte care nu se vede, aș putea spune, este partea din iceberg, care dă forță a ceea ce noi vedem, vine din profețiile și promisiunile pe care Dumnezeu le-a făcut de-a lungul Scripturii. Toate acestea trebuie aduse în ieslea aceea din Betleem și în tot ceea ce urmează, ca să mă pot bucura de semnificația sărbătorii. Anul acesta, de care profeție sau de care cuvânt despre Mesia v-ați bucurat cel mai mult? Care v-a atins cel mai mult sufletul? Acum, noi suntem în Matei, în biserică, și Matei începe cu cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avram. Și dacă iei cartea, Evanghelia după Matei, este o Evanghelie a împărăției. Și ea începe cu prezentarea împăratului în primele patru capitole. Cu alte cuvinte, ca fiul al lui David, ca împărat al lui Israel sau a seminților lui Iacov, Domnul Iisus Hristos a venit să câștige toate binecuvântările. Ca fiul lui Avram, el are datoria să împarte toate binecuvântările, pentru că promisiunea pe care Dumnezeu o face lui Avram este că toate familiile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Ori sămânța lui Avram, spune Pavel în Galateni, este Hristos. Și Hristos este cel care, după ce a câștigat de unul singur bătălia, pentru că noi am pierdut-o, el a reeditat bătălia din Eden și a câștigat-o prin ispitirea din pustie din care a ieșit biruitor și pe urmă prin zdrobirea capului șarpelui pe cruce, el a câștigat și toate promisiunile lui Dumnezeu sunt da și amin în Hristos. Dar acum prin ucenicii lui și apoi prin biserica lui, el împarte această binecuvântare, o împarte la toate familiile pământului. Când privesc din această perspectivă Crăciunul, dintr-o dată se deschide pentru mine tot ceea ce urmează, tot ceea ce Dumnezeu a pregătit prin venirea Fiului Său. De-a lungul primelor patru capitole din Matei, foarte des întâlnești afirmația evanghelistului ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul. Și prima astfel de afirmație te aruncă înapoi în Isaia 5:3. Ori, acolo, în Isaia 53, este prezentat Crăciunul. Acolo este prezentat pruncul care se naște și care crește disprețuit de oameni, dar apoi prin moartea lui el vine și izbăvește întreaga omenire din păcatele ei. Desigur, sunt multe alte profeții, dar Evanghelia după Matei te lansează într-un fel pe linia mesianică a Scripturii. Și cred că ăsta este mesajul care trebuie să-l ducem în familia noastră, în copiilor noștri, să împărțim binecuvântarea asta, să o dăm mai departe. Și umilința, mesajul Iesle este copleșitor, umilința în care a venit Fiul lui Dumnezeu. Eu cred că trebuie să folosim toată creativitatea de care suntem în stare să transmitem copiilor. Ăsta este mesajul Crăciunului. Umilința aceea a ieslei, a Mântuitorului, ca să poată să aibă acces la el toți. N-a venit nici în palat, nici în alte condiții. Acolo, mai jos de așa, nu se putea. Și mesajul umilinței este cutremurător. Și asta trebuie să învățăm într-o lume în care se dă din coate să răzbești, să ajungi, foarte greu te dai la o parte. Iisus era și rege acolo, chiar dacă era în iesle, pentru că el era Fiul lui Dumnezeu și împăcarea care ne-a dus-o el cu Tatăl și unii cu alții, de asta depinde viața noastră. E toate astea, și m-am frământat mult, cum să le spun copiilor? Cum să-i facă conștiență? Crăciunul nu este doar bucuria copiilor.
Crăciunul e mult mai mult decât atât. Și atunci cum să faci lecții obiectuale prin care ei să știe că Iisus s-a dăruit omenirii? E așa trebuie să dăruim și noi. Noi de aici ce am făcut? Ei, Iisus a dăruit omenirii și noi facem și noi cadouri în, să zicem, în amintirea faptului că El este cadoul cel mai de preț. Eu cred că mesajul este eronat. Superficial. Și superficial. Eu nu zic să nu faci cadouri, dar unde, la ce vrei să obții cu asta? Care e rezultatul care vrei să-l obții în copiii tăi? Ce lecție vrei să-i înveți? Eu cred că toate cadourile și-au rostul dacă îi înveți să-și ia din cadourile lor și să meargă la copiii năpăstuiți, săraci. Dar, pe de altă parte, oare asta trebuie să facem numai în ziua de Crăciun? Săracii sunt totdeauna cu noi. Acum spuneau niște tineri cu care am vorbit de curând că își propun să viziteze câteva familii, dar la orfelinate își propun să meargă în luna februarie, pentru că acum toată lumea merge, școlile, organizațiile, dar mai târziu sunt uitați. Nu-i mai caută nimeni, pentru că e o altfel de tradiție de a merge acum să știi că ai fost, să pui o bifă și cam atât. Oricum, mesajul Yesley al umilinței de care vorbea lovește foarte tare în pretențiile noastre, și în fastul care ne înconjoară, în nemulțumirea noastră, încă puțin, încă mai ceva. Mă gândesc că ne putem simți foarte acuzați și am putea simplifica mult, mult și încă mai avem timp. Mâine mai este o zi și Dumnezeu are milă de noi ca să ne reformăm stilul de viață și să plecăm împotriva acestui curent care a șters mult din esența de care vorbeați. Și acum v-aș întreba cum a început această pierdere de esență. Și e clar că e planul diavolului, dar cum am pierdut noi semnificația? Noi ca societate. Poate că te întorci la prima întrebare pe care ai pus-o. Și eu cred că în momentul în care îl pierzi pe cel sărbătorit, atunci rămâi cu o coajă care nu te satisface și încercând să obții totuși satisfacție după care tânjești, ce faci? Tot adaugi la coajă, tot împodobești lucrurile, tot complici lucrurile. Uite ce se întâmplă la Crăciun. Nu este nicio altă sărbătoare care să adune atâta energie și să mute sărbătoarea atât de devreme. De pildă, spiritul Crăciunului, cum l-ai numit tu, îl vezi pe străzi, nu cu o lună înainte, ci probabil cu două începe. Din septembrie-octombrie am văzut, mai ales în alte țări, plin cu decorațiuni, cu ca oamenii să aibă timp să se pregătească. Și atunci când te gândești, de ce sunt toate acestea? În mod evident, noi suntem complet defocalizați. Pentru cei care vând, sunt banii pe care îi câștigă. Pentru noi care cumpărăm, sunt, dacă vrei, sărbătoarea sau cadourile, cum spunea Nora, care niciodată nu te satisfac. Mi-aduc aminte de copiii noștri. Când vedeau cadourile, într-un minut le rupeau, toate le desfăceau și toată bucuria lor dispărea. Fugeau repede la cumnații noștri ca să vadă dacă cumva acolo mai au ceva sau la vecinii noștri. La toată bucuria Crăciunului se termina pentru ei în câteva minute. Acum, din păcate, asta se întâmplă și cu oamenii mari. Pentru că noi am pierdut pe cel sărbătorit, care nu-i doar în momentul sărbătoririi, că asta este extraordinar. Dacă îl pui pe Hristos la locul lui, îl iei cu tine. Deci el nu se termină a doua zi de Crăciun, ci îl iei cu tine și îți modelează întreaga viață. Așa cum pruncul n-a rămas în iesle, ci a crescut, a trăit o viață fără păcat și s-a jertfit pentru noi toți. Așa cred eu că pruncul acesta, dacă îl sărbătorim pe el, vine cu noi, este parte din viața noastră, ne modelează zilele care urmează. Ori nu cumva de acolo vine toată bucuria? Când vezi impactul Crăciunului în viața ta, în relațiile tale,
De acolo ne umplem sufletul. Asta este golul care este umplut de Hristos când este în miezul sărbătorii. Deci dacă aș răspunde la întrebare, cheia este pe cine sărbătorești. Da? Pe cine sărbătorești. Dacă știi pe cine sărbătorești, cum sărbătorești, îți poate da libertatea să o faci într-un fel sau altul. Nu cred că Dumnezeu se supără nici de colaci, nici de cozonaci, nici de o masă bună de Crăciun, nici de cadourile care le facem unii altora. Dar întrebarea mea este dacă toate acestea sunt tot ceea ce avem sau dacă practic îl avem pe El și toate astea le-am subordonat bucuriei noastre de Hristosul care s-a născut într-o seară de Crăciun. Am fost și cealaltă extremă. Creștini care au ales să sărbătorească într-un mod foarte auster. Nu brad, nu asta, nu asta, nu cadouri. Dar mă gândesc și cer și părerea dumneavoastră. Dacă la aceste restricții nu se adaugă adevărata esență, este un alt mod greșit în care nu te bucuri. De multe ori, ca să ajungi la libertate, trebuie să treci prin reguli. Atunci când ești în haos, să mă exprim așa. Și s-ar putea să fie familii care să iau astfel de decizie și eu cred că trebuie să le respectăm și eu îi felicit dacă sunt familii care au luat decizia să sărbătorească mai auster sau să nu sărbătorească deloc, să sărbătorească în fiecare zi minunea întrupării și răscumpărării. Și până la urmă, hai să fim așa cinstiți, Crăciunul nu este, eu n-am citit în Biblie, să fie o sărbătoare poruncită. Și s-a grefat, știm toți, pe niște sărbători păgâne și dacă am face o incursiune în, numai în cultura Europei, am vedea că asemănări între diferite ținuturi, mai ales în partea de nord a Europei, și, dar nu vreau să, nu cred că asta contează, ci ceea ce este important, dacă pentru familia mea e de folos, eu cred că o decizie să nu ai braț, să nu ai cadouri, să nu ai nimic, este extraordinar. Dar, să nu pierdem esențialul. Dar dacă sărbătoarea respectivă pot să o fac în așa fel încât să mă schimbe, dacă sărbătoarea aduce o schimbare în sensul să mă apropii mai mult de Domnul pe mine și familia mea, eu cred că trebuie să fac tot ce îmi stă în putință. Problema nu este sărbătoarea și sărbătoarea în sine, ci pe cine sărbătorim și modul în care sărbătorim. Și aici v-am spus, fiecare trebuie să ne dea răspunsuri. Acum și bradul, și cadourile, și globurile, și toate astea, până la urmă, nici nu, dacă stai să te gândești ce sens au când vorbeam de mesajul ieslei. Dar dacă aș mai avea copii mici, acum am nepoții, dar o las pe fiica mea și pe nora mea. Dacă aș avea eu acum copii mici, aș simplifica lucrurile foarte tare. Nu știu dacă le-aș face brad. În schimb, aș discuta cu ei. Poate am face împreună ceva care să fie, să-i ajute să înțeleagă mai bine nașterea Mântuitorului. Nu știu dacă globurile neapărat îi ajută. Nici măcar nu știu cum crengile de brad i-ar ajuta. Și citeam despre Noel Piper și are o carte foarte practică, așa, onorându-L pe Dumnezeu în tradițiile noastre, este tradusă, e foarte bună pentru mămicile tinere. Și ea ce făcea? Înainte de Crăciun, toată luna discutau despre nașterea Mântuitorului, semnificația, ce înseamnă, se pregăteau să aștepte și atunci făceau obiecte cu mâinile lor și le expuneau prin casă. Dar era evident, oricine intra în casă își dădea seama ce se sărbătorește în casa respectivă. Și atunci le punea geamul sufrageriei, se vadă și de pe stradă, să știe toată lumea că în casa lor este sărbătorit Mântuitorul, nașterea Lui. Deci de asta zic, dacă aș avea copii, aș simplifica și aș face așa lucrurile, ca să-i învăț ceva. Acum mergem în vizita anul ăsta. Ne ducem la copiii ceilalți, așa că nu trebuie să îmi bat prea mult capul cum să sărbătorim. Iar eu i-am spus norei cu ani în urmă, dacă de Crăciun mâncăm o supă de fasole,
e de ajuns. Cu alte cuvinte, nu trebuie nici fripturi, nici cozonaci. Din nou, cum sărbătorim diferă de la casă la casă. Și eu cred că nu asta este problema. Dacă știu pe cine sărbătoresc și dacă cel sărbătorit este prezent, nu cred că Dumnezeu se supără nici de crăciunițe, nici de cozonaci, nici de brad, nici de globuri. În ultima instanță, uite-te în jur, Dumnezeu ar fi putut să ne dea o lume în alb-negru. E adevărat. Ne dă un răsărit de soare, apus de soare. Frunzele ar putea cădea verzi așa cum sunt, dar Dumnezeu le colorează toamna și vezi primăvara, toate frumusețea. De ce le face Dumnezeu toate astea? Dacă m-aș întoarce din nou la Scriptura și la rădăcinile ei, Nora spunea, nicăieri nu găsește în Biblie porunca de a sărbători Crăciunul. Singura sărbătoare poruncită pentru un credincios nou testamental este cina Domnului. Amintirea morții Domnului Iisus Hristos. Asta e singura sărbătoare poruncită. Faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Eu cred că n-ar strica de Crăciun să luăm cina împreună. Doar ca să ne aducem aminte că pruncul acela, întruparea, este ca să fie posibilă jertfa, să fie posibilă eliberarea noastră din păcat. Nicăieri n-am văzut lucrul acesta întâmplându-se în bisericile noastre, dar eu nu cred că ar strica să aduce acele elemente în sărbătoare care să te scoată din tiparele astea cu care ne-am obișnuit și să te ducă la esența lucrurilor. Foarte interesant. Acum mai vreau să spun ceva legat de și importanța mesei, că am zis că simplific lucrurile în ce mă privește, dar până la urmă masa poate să aibă un rol extraordinar, o masă bună, aranjată, frumos, o masă deosebită de sărbătoare. Pentru că iarăși putem spune copiilor, uite, masa asta și sărbătoarea asta poate să ne dea să gustăm de pe acum frumusețea adevăratei sărbători, când vom sta toți la o masă împreună cu Mântuitorul nostru. El este mirele, noi biserica lui vom fi mireasa. Și asta are, cumva anticipăm bucuria pentru care ne pregătim, ori prea puțin. Eu cel puțin nu am vorbit copiilor mei despre asta. Și cât ne gândim la o masă, când stăm cu toată familia în jurul sărbătorii și ne bucurăm așa de mult, cât ne gândim că odată o să stăm toți împreună cu mirele nostru. Și pentru asta ne pregătim de pe aici. Și pentru asta e nevoie de foarte multă înțelepciune și echilibru. Și noi femeile suntem uneori vinovate de nesărbătoarea din casa noastră și aș vrea să mai punctăm încă puțin asupra acestui aspect. Sigur, reguli nu putem promova noi de aici, pentru că nu ni se potrivesc ca și hainele, mărimile sunt diferite. Dar niște lucruri care să ne ajute, să avem niște ghidaje, să nu fim vinovate de umbrirea sărbătorii. Aș începe eu, pentru că indiferent ce face femeia, răspunzător rămâne bărbatul, mai ales într-o familie creștină. Dacă bărbatul este capul familiei și preot în familia lui, probabil că el este cel care trebuie să dea tonul. Și un bărbat poate să dea tonul necomplicării sărbătorii prin reducerea pretențiilor lui. Dacă pretențiile mele sunt aici sus și soția mea încearcă să le împlinească, eu sunt cel vinovat de toată truda, toată... Înce dacă un bărbat spune, ce spuneam mai înainte? Eu mă mulțumesc de Crăciun cu o supă de fasole sau cu o supă de roșii. Nu trebuie să faci nici felul doi. Pentru că poate că suntem mai câștigați dacă punem în farfurie Bibliile mai întâi și stăm în jurul mesei în felul acesta. Am luat de pe soția mea o povară imensă. O povară imensă. În loc să facă 3 sau 5 feluri de prăjituri. Dacă vin colindători, că se mai întâmplă, acum sunt tot mai puțin, dar se întâmplă și acum. Ce-ar fi să le dai 5 mere pe masă și câteva portocale și nuci? Că asta pe vremea copilăriei noastre, da, așa, bunicilor noștri. Și nimeni nu vine să colinde ca să mănânce nu știu câte feluri de prăjituri.
Acum și noi am umblat la colindat ca și tineri și m-am bucurat spre dimineață să ne aștept cineva cu sarmale calde. Când eram rupți de oboseală, că colindam toată noaptea. Dar mă întorc la esența lucrurilor. Dacă esența lucrurilor este păzită și păstrată, eu cred că Dumnezeu ne dă libertatea la felul cum sărbătorim, la formele pe care noi le adoptăm în familiile noastre, în casele noastre. El nu se supără de lucrul acesta. Dar e păcat să-l pierzi pe cel sărbătorit din mijlocul sărbătorii, de dragul cojilor de care vorbim. Apropo de coji, până se pregătește doamna Nora să completeze, când cumpărăm un fruct, o portocală, spre exemplu, am vrea să cumpărăm una cu coajă cât mai subțire. Deci, cred că și la sărbătoare ar trebui să-i punem o coajă cât mai subțire ca să rămână locul pentru miez. Acum vreau să spun că de câțiva ani ne ducem în America la copii și Nora mea a simplificat chiar foarte mult sărbătoarea Crăciunului. Stăm cu toată familia la un mic dejun așa mai elaborat, dar nu foarte, îmbrăcați așa în ținută de casă și stăm împreună, mâncăm, ne bucurăm, vorbim despre anul care a trecut, mulțumim Domnului de ceea ce a fost. Parcă abia aștept să... Înțeleg să sărbătorim anul ăsta împreună și mi-a atras atenția, nu faci sarmale, nu faci nimic complicat de mâncare și țin minte că într-un an mi-au cerut să fac o supă de roșii și au făcut ei niște sandwich-uri calde și astea am mâncat după masa. Și vă spun, a fost o sărbătoare extraordinară, atât de așa simplu. Și copiii s-au bucurat, încă ceva care așa m-a apreciat. Am stat în jurul bradului, sigur, după gustul meu erau prea multe cadouri, dar în fine asta, trecem peste asta. Dar nu s-a pomenit Moș Crăciun, din potrivă, nepoata mai mare a Norei mele a luat o carte, o Biblia și a citit scena nașterii Mântuitorului. Așa, cu vocea ei de copil și cum a putut și ne-am bucurat tare mult. Și eu cred că totuși s-a transmis un mesaj al sărbătorii. Deci mi-am fost foarte bucuroasă și m-am felicitat-o pe Nora mea. Și acum chiar abia aștept. Înțeleg că veți petrece în state Crăciunul anul acesta. Știu că n-a fost un an ușor. Acest an are cumva posibilitatea sau evenimentele care, prin care ați trecut să vă umbrească puțin sărbătoarea? Din potrivă. Într-adevăr, a fost un an mai greu, nu pot să spun că pentru noi, a fost pentru copii, pentru Nora mea care a suferit, pentru băiatul meu care a stat alături, pentru mama ei cu scra noastră care, la fel, i-a fost foarte greu și nouă de aici. Dar ce am învățat? Ai fost acolo vreo 3 luni de zile, așa că ai fost în mijlocul evenimentelor. Ce am învățat, încă o dată, oare câtea oară, cât de frumos este trupul lui Hristos. Cred că asta a fost lecția majoră care am învățat-o. Și sigur, suntem foarte mulțumite lui Dumnezeu că s-a îndurat și a adus eliberare. Dar frumusețea trupului lui Hristos n-am văzut-o niciodată așa. Am primit mesaje și noi și Giulia, am primit de la prieteni de-a noștri care din toate colțurile lumii. Mesajul de că stau alături de noi, că se roagă și atâtea rugăciuni. O problemă de sănătate. Da, o problemă de sănătate. Atâtea rugăciuni s-au înălțat. Deci este extraordinar să aparțin trupului Hristos. Vorbeam de o zi, ziua aceea în care vom sta toți la masă. Cred că atunci o să avem multe, multe de depănat și cu Domnul și unii cu alții. Ce forță e acolo? Poate Nora nu vrea să intre în detalii, dar imaginează-ți să ai un copil de 5 luni și o fetiță de încă nu 3 ani și să afli de la o zi la alta că ai cancer, metastază ultimul stadiu. De la o zi la alta. Fără niciun fel de semnale. Și am vorbit cu Julie
ziua următoare, după ce 5 medici au dat verdictul și îi curgeau lacrimile și îmi spunea: eu știu unde mă duc, nu mi-e teamă de moarte, mă gândesc la copii și la Ben. Și o spunea plângând, dar o spunea liniștită. Și dacă i-ai citit blogurile ei, care le-a scris ca să nu răspundă la telefoane, mai bine putea se așeza jos să scrie, vezi ce înseamnă să-l ai pe cel sărbătorit. Pentru că dacă ai doar cojile, acum nu mă gândesc doar la Crăciun, ci în general la toate sărbătorile noastre, dacă ai doar cojile, ce te faci în astfel de momente? Exact, exact. Când nu ai nădejdea aceea unei relații vii, a unei mântuiri pe care El a venit și a lucrat-o pentru tine, în loc să fie cea care își deplânge soarta, a fost una care a încurajat sute și mii de oameni în lumea asta. Și într-adevăr, ce spune Nora e fantastic, dar e fantastic tot din pricina Crăciunului. Dacă n-ar fi venit Domnul Iisus Hristos să plătească păcatele noastre, să ne aducă pe noi la oaltă, pentru că înstrăinarea noastră de Dumnezeu ne-a înstrăinat de noi înșine și de alții. Și biserica care s-a format, poporul lui Dumnezeu din toată lumea asta, formată în baza jertfei Domnului Iisus Hristos, pleacă de acolo, de la întruparea Lui. Și eu cred că asta este fantastica realizare a Domnului. Și de aceea este păcat să te mulțumești cu cojile și să nu te bucuri de cel sărbătorit, de cel care poate face astfel de minuni. Acum, suferința nu ocolește pe nimeni, dar ce suntem mulțumitori Domnului noi ca părinți să vedem ce a lucrat în copiii noștri și ne rugăm să lucreze în continuare. Să zic, să vezi frumusețea aceea. Acum, Nora mea este frumoasă și fizic, dar o latură care nu i-am cunoscut-o, nici n-ai cum să o cunoști. N-ai cum să o cunoști decât în astfel de momente. Tăria aceea a caracterului și frumusețea aceea care nu mai Mântuitorul o astfel de ocazii se exact. poate evalua. El o poate să dea, sau dăruirea fiului nostru. Asta a fost o altă, un lucru care, acum nu că l-am fi crezut în stare, dar parcă totuși, ca și părinte, când vezi asta așa, ești copleșit de mulțumire lui Dumnezeu. Și noi ne rugăm așa pentru copiii noștri, pentru toți, să stea lângă Domnul și să ducă mai departe credința adevărată. Fără coș, cât mai puține coși. Dacă se poate deloc. Mă bucur că aveți o biruință anul acesta și că ați trecut cu bine prin acest val și Domnul să lucreze în continuare, să fiți o familie mărturie, cum ați fost și până acum. O ultimă întrebare spre finalul emisiunii. Am vorbit de esență, am vorbit de împărăția lui Dumnezeu care a venit pe pământ, care a lovit într-un mod uimitor prin acel copilaj, prin smerenia de care spuneați. Apoi, Domnul Iisus ne-a învățat cum să ne și rugăm și spuneați de rugăciune care o faceți pentru copii. Este vreo legătură, sigur este, între împărăție, între sărbătoarea pe care noi o avem acum și rugăciunea Tatăl nostru. Cum am putea să combinăm aceste lucruri care țin de esență? Oare nu spunem cu toții: sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. De asta este prima parte. Pâinea noastră și păcatele noastre vin pe urmă și încheie rugăciunea. Dar mă întreb, ce sărbătorim de fapt? Nu cumva cel din Iesle este împăratul? Ori o împărăție întotdeauna trebuie să aibă în centrul ei un împărat, că dacă nu este un împărat, nu este o împărăție. Și atunci pruncul din Iesle, cred că trebuie să-l privim prin devenirea lui. Și eu cred că poate că am putea aduce rugăciunea Tatăl nostru ca și un punct de plecare, ca și o temelie pentru sărbătoarea Crăciunului care stă înaintea noastră. Adică să ne rugăm prin faptele noastre, să nu
proclamăm doar vie împărăția ta, ci să o facem noi să vie prin modul în care... Vie împărăția ta n-are sens fără facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Scriptura spune, cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el, cum a trăit Iisus. Și de aceea, cred că ascultarea de Dumnezeu ar trebui să fie rezultatul unei sărbătoriri corecte. Am ajuns la finalul emisiunii și vreau să vă mulțumesc din suflet pentru clarificările care ni le-ați făcut asupra sărbătorii Crăciunului și asupra împărăției lui Dumnezeu. Dragi prieteni, vreau să rămânem cu gândul că împărăția lui Dumnezeu este cadoul care ni s-a făcut odată pentru totdeauna și că această împărăție nu va fi biruită niciodată. Această împărăție vă invit să o sărbătorim și să o purtăm în inimile noastre. Numai bucurie să aveți și adevărata pace să fie în inimile dumneavoastră. Să ne vedem cu bine la o nouă ediție a emisiunii Pentru Noi Femeile. O emisiune sponsorizată de Matero.